suntem. Noi, uite, până la urmă tot cu mine rămâi și de dragobete, că imediat de dragobetele. E, așa i-a spus și el ei și ei și ea lui în sezonul 8 al show-ului Mireasă, pentru că Bia și Robert au făcut acolo senzație și au rămas un cuplu minunat cu care noi în această seară vorbim. Știi, am zis deja, eu de-abia aștept să stau de vorbă cu doamna Anina, pentru că eu cu dânsa vreau să știu, vreau să-mi spună exact povestea de dragoste, ce a avut, ce n-a avut, ce îi lipsea și cum stăm acum. A fost acum un cuplu trecut așa, prin de toate. Prin încercări grele, dar se spune că doar dacă treci prin încercări grele, reușești să cunoști iubirea adevărată. Da. Și stăm în această seară de vorbă nu cu ei doi, ci cu ei trei. Pentru că ți-ai dorit să o vezi pe doamna Anina, o vezi în această seară. Bună seara, dragilor, bună seara tuturor. Seara, să Bună seara. Bună seara, Bia, bună seara, Robert, bună seara, doamnă. Ce faceți? Cum sunteți în această seară minunată? Foarte bine suntem. Mulțumim. Este un tablou perfect al unei familii închegate, o familie fericită, care ar putea să ne spună și care sunt ultimele noutăți în viața lor. S-au mutat în apartament, nu s-au mutat în apartament. Ce mai zice doamna Anina despre relația lor? Ne-am mutat în apartamentul celebru discutat în emisiunea Mireasa. Locuim singuri, eu cu Robert. Iar doamna Nina? Păi e ora 12 fără 20. Să nu spuneți că doamna Nina pleacă acum la ora asta. Rămâne cu voi. Are camera dânsei, doamna. Are așa? Camera dânsei, nu se poate. Păi da, o găzduim dacă trebuie, nu-i problemă. Dacă trebuie. Cum? Dar nu e cazul. Doamna Nina are casă. Ei a venit doar în vizită la copiii ei pentru a participa împreună la această emisiune. Știm, glumeam. Noi știm că ați rămas împreună tocmai pentru a intra în direct și vă mulțumim tare mult pentru treaba asta. Haideți să luăm așa, să le luăm pe rând. Cum e cu apartamentul, doamnă? Știu că la început nu prea ați avut încredere și nu prea ați vrut să le dați apartamentul celor doi tineri, deși apartamentul era al dumneavoastră. Tineri în surăței. Exact. Ați zis că trebuie să muncească din greu, nu? Și să vadă și ei cum e acolo cu chiria aia plătită, cu sudoarea frunții, lună de lună. Oarecum. Nu așa a fost că noi... Mesajul, ideea era să responsabilizeze, nu știu. Dar văd că se descurcă foarte bine. Am avut într-un final încredere în ei. Dar ați avut încredere pentru că v-au dovedit că sunt conștiincioși și că merită? Sau ați regândit strategia? Am regândit strategia și ei au dovedit în ultimele 2 luni că într-adevăr se descurcă, au devenit niște tineri responsabili. Sunt chiar mândră și eu și soțul meu, suntem mândri de ei, mulțumiți. Am învățat multe, am trecut prin multe, exact ce spuneați și noastră în prezentare. Doamne, dar cu ce cum v-au convins? Că bănuiesc că ați trecut prin tot felul de teste. Până să vă convingă să nu le dați apartamentul pe mână, nu? A trecut sigur. Nu, doamna Nina, adică n-am ajuns în Oradea, am avut foarte multă încredere în noi și ne-a lăsat să ne așezăm noi la casa noastră, să ne dezvoltăm noi cumva. Să ne dezvoltăm relația, să vedem sigur că facem ce este bine și a fost, cred, plăcut, surprinsă de tot ce facem. De evoluția lor, da. Acum se poate spune că Bianca și cu doamna Anina se înțeleg bine, foarte bine, se doar înțeleg. Robert, pe tine te întreb. Dar doamna Anina și Bia s-au înțeles oricum, mereu. Deci disputele genul ăsta așa sunt în familie. Știu, e bine, dar la început, mai ales când voi v-ați cunoscut, nu vă dădea așa foarte mult credit. Și știu că au fost mai multe discuții când voi ați început să aveți așa sentimente unul pentru celălalt. Da, dar per total, na, totul este bine. Adică am evoluat, fiecare a învățat de la fiecare, e bine să spui punctul de vedere când ai ceva de spus și cam atât. Bianca, pot să te întreb, fără să ne audă doamna Anina, cam de câte ori vine dânsa în vizită pe la voi? Nu doar că vine în vizită pe la noi, dar ne întâlnim și în oraș, de obicei ne întâlnim la mall. Ne vedem, cred că o dată pe săptămână ne vedem. O dată pe săptămână e ok. Păi da. Dânsa lucrează, noi lucrăm și având în vedere că e programul acesta, să ne avem timp, ne și vedem. Dar se întâmplă vreodată să vină așa pe nepusă masă? Nu, copii, niciodată. Deschideți ușa că am venit, vreau să vă fac o vizită. Nu, niciodată, nici dânsa, nimeni, nici familia. Da, deja dacă vă întâlniți la mall, înseamnă că deja ați dezvoltat o relație de prietenie și deja, nu? Este confidenta ta.
Ne întâlnim, uneori ne întâlnim la mall așa... accidental. De foarte multe ori ne întâlnim foarte accidental. Adică, efectiv, mă uit în spate și o văd pe mami. Poate vă urmărește! De parte de mine gândul să... Dar poate vă urmărește, cine știe, că prea așa... Doamne, să nu dăm naștere interpretărilor. S-a întâmplat să ne întâlnim, efectiv, într-un mall. Oradea nu este oraș foarte mare. Este un mall pe care îl frecventează cam toată lumea. Populația orașului. Robert și Bianca lucrează în mall. Și întâmplător, dacă a fost liberă, m-am mai dus și eu până în mall. E, asta ar fi chiar culmea să evitați. Normal că vă duceți să-i vedeți. Dar, doamna Nina, spuneți-mi, vă rog, vă mai sună așa Bia unor să vă mai ceară câte o rețetă? Poate vrea să pregătească ceva bun sau o sună direct pe mama ei? Eu vă spun sincer, aici Bia este o bucătăreasă îndestrată. Adică tot ce mi-a făcut până acum au fost rețete Robert, pe care le știa. Robert, ascultă ce te întreb. Cine face mâncare mai bună? Bianca Opa. Sau mama? Aoleu. Aoleu. Depinde ce mâncare. Na, lasă. Nu, răspunde așa. Răspunsul este... Nu. Nominal. Mama, am văzut ce privire ați aruncat, doamna Nina, deci da. Ce să zic? E greu răspunsul. Oricum, orice ai răspunde, Robert, depinde. O perioadă vei mânca rece. Da. E mâncare foarte bună oricum din ambele părți, asta pot spune clar. Deci ca să împaci capra și varza fără să nu fac nicio aluzie. Doamna Nina, sunt sigură că sunt rețetele copilăriei pe care numai dumneavoastră le faceți. Haideți să fim sinceri, nu? Doamne, mă abțin. Este o subiect. Dar sunt momente în care poate tinerii ăștia frumoși pe care îi vedem și noi acum se mai ceartă uneori și vă sună. Nu știu, poate Bianca, uite tu, dacă tot te-ai apropiat așa de mult de mama soacră, o sună uneori și o întrebi, cer sfatul? Sau te plângi? Nu, sincer, de când am ieșit nimic, noi cu Robert nu am avut deloc conflicte, poate așa, nu știu, mici discuții contradictorii, dar nu ne-am certat și mai departe și cumva nici nu aș vrea în cazul în care se întâmplă ceva între mine și Robert să mă plâng la familia lui, pentru că nu ar fi ok. Dar nu cumva... aveți conversații de-astea telefonice, nu știu, nu despre Robert, dar să o suni, să vezi ce mai face, să o întrebi ce rețete de mâncare să mai faci. Despre mâncare nu discutăm, că e un subiect sensibil, dar da, doamna mea m-a ajutat cu anumite lucruri din Oradea, anumite, am nevoie de kinoterapeut, m-a trimis doamna Nina, ne mai cerem sfaturi, mai ales ține de Oradea. Am înțeles că, din punct de vedere culinar, e un subiect sensibil și nu neapărat vrem să insistăm pe chestia asta. Pentru ambele. Dar ce fel de mâncare ai greșit? Sau ce s-a întâmplat? Păi, Robert, haideți să le punctăm. Robert ține o dietă aparte, deci nu este obligat nimeni să-i gătească lui Robert. Altceva? Am înțeles tot ce era de înțeles. Doamne, dar sunteți genul de mamă care, dacă nu este sunată, sună ea? Pentru că uneori... copiii mai uite să-și sune părinții așa și uneori sună părinții. Ce faci, mă, mamă, mă mai sun și pe mine? Nu, am spus și în emisiunea Mireasa, tânăra familie este liberă să aibă propriile activități, propria gândire, modul de viață pe care și-l concepe. Și totuși, independent de părinți. Care este și când le caută ei sau avem noi ceva, să știți că și eu folosesc oasa, pun o întrebare. Cam atât. Dar care este sfatul de viață așa pe care l-ați oferit celor doi? Mai ales în momentul în care ați dat cheia apartamentului și a spus, m-ați convins, drum bun în viață. Mergeți în viață. Să știți că nu a fost atât de protocolar, nu ne-am gândit la așa ceva. Nu? A fost atât de simplu, au venit părinții Biei de la Pitești, am fost toți împreună aici, am discutat, ne-am simțit bine, am ieșit la cumpărături împreună, nu. Vă spun eu ce s-a mi-a dat. Lasă curățenia momentan, hai la cafea. Pentru că poveștile continuă, povestea voastră o putem vedea sâmbătă, nu? Pe Antena Stars, Mireasa, povestea continuă, acolo unde, așa cum o spune de altfel și titlul emisiunii, poveștile frumoase de cele mai multe ori continuă. Și dacă vrem să vedem și celebrul apartament despre care am vorbit de-abia și imagini, aștept. Pentru de-abia că înțeleg aștept. Că este în renovare și s-a depus acolo mult efort și abia așteptăm să vedem și noi cum arată acel colțișor de rai pentru tinerii în Surăței, putem avea ocazia să urmărim chiar acolo.
Altfel, cred că seara se încheie frumos pentru voi cu doamna Nina, care în cele din urmă, după ce se încheie Skype-ul, va pleca la casa dânsei, nu? Sau va rămâne dacă dorește. Bravo, bravo, bravo. Cum era, Robert? Clipește, clipește.